prietenii. Sunt Ștefan Bogdan, un băiat care are curajul să fie altfel. Suntem la librăria Două Bufnițe și vă prezint o carte pentru copii și părinți. Toți avem ceva de învățat din această carte. Povești pentru băieți care au curajul să fie altfel. Istoria adevărată despre băieți extraordinari care au schimbat lumea fără să omoare balauri. Scrisă de Ben Brooks și publicată de editura Litera. Vreau să vă povestesc despre câteva personaje. Primul despre care vă povestesc este Alan Turing, cel care a descifrat codul Enigma făcut de germani. În timpul celui de-al doilea război mondial, fiecare tabără vorbea cu aliații săi prin mesaje codificate care să nu fie înțelese de dușmani. Cel mai important și mai dificil cod era folosit de germani și fusese numit Enigma. A doua persoană este Barack Obama, cel care a fost primul președinte de culoare al Statelor Unite. Mulți au spus că Statele Unite ale Americii nu vor avea niciodată un președinte negru, dar s-au înșelat. Vreau să vă mai povestesc despre un personaj care pe mine m-a impresionat. Un băiețel timid și bâlbâit care a devenit unul din cei mai iubiți regi ai Marii Britanii. E vorba de George al VI-lea. George nu se așteptase să fie rege. După moartea tatălui lor, pe tron ar fi trebuit să urce Edward, fratele lui, și asta s-a și întâmplat, însă pentru scurtă vreme, până când Edward s-a îndrăgostit de o femeie cu care nu avea voie să se însoare, așa că a abdicat, adică a renunțat la tron și George a trebuit să ia locul. George fusese foarte speriat să devină rege, deoarece fiind bâlbâit, nu putea să vorbească bine în public. El s-a dus la un logoped pentru a-l ajuta și așa și-a învins George frica. A doua persoană de care o să vă vorbesc este Jamie Oliver. Îi se spunea bucătarul gol-goluț, dar nu pentru că ar fi umblat în pielea goală, ci pentru că era de părere că mâncarea trebuie consumată în forma ei cea mai simplă, fără sosuri extravagante, fără substanțe chimice, pur și simplu alimente naturale preparate corect. Jamie a început să gătească la 8 ani în restaurantul părinților săi, unde a aflat că se pricepe foarte bine în bucătărie și și-a deschis propriul restaurant în care a învățat copiii săraci să gătească. El a schimbat mâncarea nesănătoasă din cantinele școlilor din Marea Britanie în ceva mai simplu, mai sănătos și mai gustos. Cam atât a fost cu acest video. Nu uitați să vă abonați la canal și să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut. Eu am fost Ștefan Bogdan și ne revedem data viitoare.